Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un nou episod de Sims 4. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți era și vreți episoade în continuare. Eu zic să strângem undeva la 1000 și ceva de like-uri. Cred că ar fi destul de drăguț de mă uit alături de Marius Andronie. Super, doamne, mi s-a înfundat nasul. Suntem aici alături de Marius Andronie, cuceritorul femeilor. Dar e că a fost Marius alături de noi ca să creăm caracterul, dar în continuare să jucăm singuri, deci nu să putem să jucăm alături de Marius, pentru că n-are el timp să stea după mine de fiecare dată când filmez. Bun, hai să vedem. Deci, femeia asta ne urăște de moarte, dar nu contează. Hai să mergem acasă. Să vedem ce face și Irafael. Ne întoarcem acasă și așteptăm loading screen-ul de 20 de minute. Oh, e perfect. Este perfect. Bun, bun, bun. Ce să facem noi mai exact? Vreau să-i găsesc un job lui Marius și n-are legătură cu el, dar vreau să-l fac de la pictor, de la... pentru că ăla face foarte mulți bani și ne deblochează și prostia aia. O să vedeți. Unde e, mă, Gherjanel? Asta e la muncă. Bun, Marius Andronie, tu ești cam liber așa de felul tău, nu prea ai stres. Be like a champion! Mamă, câți bani am ies. Tu unde mă iați bani? Avei Marius Andronie cu banii? Asta ar trebui băgată în grab a serving. Asta ar trebui băgată în frigider ca să reziste mai mult, cred. Cel puțin așa zicea cineva. YouTube-ul ăsta dă drumul de aici la televizor. Marius, tu ești la televizor, mă? Mă, băjetule, îți place? Eu de ce cercei de bosare. Por așa dat într-o parte. Într-un fel am și eu por așa dat într-o parte, dar l-am ridicat. Bun. Hai să... Hai mă mănâncă. El se distrează singur. Am să uitat la televizor, da, așa e. Bun, de clean up, că oricum mai contează. Și chestia asta cred că s-a stricat, nu? În două ore. Put away. Și o bagă în frigider. Acum nu știu cât rezistă în frigider, asta e întrebarea mea. Bun, oricum, hai să vedem. Avem nevoie de puțin fan și vreau să-l învăț pe Marius Andronie să picteze. Nu-i crește fanul când pictează? A, de fapt, dacă i-am fi pus o chestie de asta de artistic, ar fi crescut. Da, eu am vrut să o pun, dar am lăsat așa, să zic, hai să pun ce are Marius chef. Ține pe asta. From fighting, a, s-a bătut, așa e. Asta e foarte bănoasă. Și chiar sunt curios cum o să arate asta. Știți că ne-am uitat noi episoadele trecute la... Nu, asta o mâncați și... La asta, vedeți? Putem debloca pe asta doar dacă avem nu știu ce level aici. Așa că... Sell to collector? Nu facem prea mulți bani la început, dar merge. Bun, tu trebuie să ai ceva fun. Cum te-ai pus tu distrai să se joace puțin pe calculator? Play a game. Joacă-te, mă, știu ceva la troll. Ia să vedem ce se joacă. Ia uitați-l pe Marius Andronie. S-a lăsat de survival game să joacă Tetris cu pătrate. Uite o femeie pe stradă. Ce e bărbat? Unde e bărbat, mă? E bărbat. Bă, arată ca o femeie. Bun, ăsta încă e la job. Hai să dăm fast forward. Să treacă așa timpul mai repejor. Să se distreze Marius Andronie așa foarte tare pe calculator. Bun, trebuie să facă și un duș, să se culce și trebuie să găsim jobul ăla de artă. E un... Ăsta, cum se știe? Un pictor? Bun, fii atent, Marius Andronie, fii atent ce faci tu acum. Deschizi calculatorul și dai find the... De fapt, plătește facturile și dai find the job. Bun. Acum o să facem un painter. Nu câștigă prea mult pe oră, dar nu avem nevoie. Deci credeți-mă, nu avem nevoie de banii care câștigăm la serviciu. Chiar nu avem. Is now a palette cleaner at Pastel Creations. Oh my god! Când începem? Tuesday, azi nu lucrează probabil. Mă rog. De fapt, stai că azi da. Mă rog. Mă rog și mă rog de studio, te-am pus să bă, stai mă, stai așa, bă, te culci în pat, mă, cabo. Știți care e faza? Nu știu cum să mut ăsta. Aoleu, trebuie mutat. Nu prea am idee cum să fac, sincer. Vedeți, nu merge să culce pe cealaltă parte a patului, că e birou.
Marius ăsta se culcă în chiloți, așa e. Dar oricum, o să mutăm noi toată camera asta aici, extindem puțin casa, o să vedeți că este mișto. O să iasă bengos. Fast forward, a venit șeful acasă. O, boss, bravo, mă. Ai făcut și tu bani, ai promovat ceva? Nu, trebuie să mă joace pe calculator puțin. Hai să vedem, hai să vedem dacă mergem să mâncăm open și asta. Cât mi-a durat? 4 left. One day. Oh, păi uite-o cât rezistă în frigider, ești nebun? Păi bravo, mă, mănânc așa. Perfect. Iată ce bag în el. Așa arată așa ciudat caracterul ăsta. Nu mă băgați în seamă, l-am creat la două noaptea sau dimineața, nu știu ce. Să distrează omul, mănâncă, să bucură de viață, du-te la baie, fă un duș, take a shower. Ok, trebuie să te și culci puțin, dar doarme Marius Andronie și-a ocupat patul. Ia F2. Poți să... Nu. Oh. Ia mă ia. Shower. Showers. Ce avem noi, că e ăsta? Să nu luăm și noi unul șmecheros. Nu o să ne luăm pe ăsta, că e prea mare. Vreau unul așa bengos cu negru. Ăsta e perfect. Dar n-am unde să-l pun. Pun aici. Cât timp ăsta face duș. E șmecher, se duce, face duș când este în sufragerie, vede că a apărut printr-o magie un duș în casă. Om, ești gata? Bun. Iar asta îl vindem. 220. Și acum asta îl punem aici. Normal că nu pot, că... de aici, clean. Și acum misterios o să dispară asta și apare aici. Bine tu, bă. Bravo. Asta nu cred că are legătură, nu? Facem și pe asta negru. Mamă, facem totul negru. Am eu o idee, așa, o să arate ca lumea casa asta. O să arate bengos casa asta. Să vedeți, vedea mai încolo. Bun. Ok, ți-ai făcut treburile. Trebuie să dormi. Dar Marius Andronie mai are de dormit și n-ai unde să dormi. Dori pe canapea. Ok, acum trebuie să așteptăm să trăiască Marius Andronie și să vedem. Să se ducă el la serviciu, să facă nebunel. Mi-ați spus să, în primul rând, mi-a spus cineva să dau la auto lights și all lights. Gen, să fie automate ca să nu se mai prăpădească curentul și să fie facturile mai mici. Da? Arată ciudat pe YouTube, e bezna așa, arată nasol. Și o să dăm turn on all lights. Deci mereu o să fie lumină în casă, să spunem așa. Și... Pune și noi aici să fie lumină, nu? Nu? Și la baie n-are și asta lumină, băi, ești nebun la cap. Lights. Ok, așa. Și băgăm o de asta. Să punem tot de-aia, una de baie de asta, așa, care ar fi de baie? Păi, bă, băiatule, trebuie să facem totul negru aici. Arată chiar drăguț. Ui, apa aici. De fapt, da, hai că ok. De ce neba nu trece repede timpul? Timpule, treci mai repede. S-a trezit Irafael, bă. Da, trebuie să mutăm neapărat astea. Ca să poată să-ți doarmă în pat. Dacă se uită la televizor, la fan. Bă, nu te uita la televizor, mai bine te joci ceva pe calculator. Play game. Play Sims for... Fii atent că se joacă Sims pe calculator. Ia vele. Ce bă ăsta, Sims 1? Ia uite, mă. Știe băiatul ce se joace. Mă miră că nu îl trezește pe Marius Andronic, el doarme aici. Gata, s-a trezit în chiloți, s-a duce să dea cu mopul. Tararara. Hai să mutăm asta aici pe mijloc, așa. După care...
Pac așa, admire new possession. Oh, credeam că este ce... Credeam că este fum de la verde. Când ai igiena mică, așa s-a întâmplat. Bun, și trebuie să și mănânci, da? Deci până acum n-am făcut nimic foarte special. Take a piece. Scoate din pantaloni prăjitura. Bun, acum. Hai să vedem, la job, astăzi e la job ăsta, dar trebuie să se mai joace pe calculator. Mă enervează ceva pe mousepad-ul ăsta. Mă enervează, deci la 10 AM. Ok, te-ai jucat mă destul pe calculator. 75. Ok. Și tu? Ăsta mănâncă și uită la televizor. Dar ne trebuie mai mult, mă, boss. Dai mă clean up, unde mai trebuie asta? Mă, nu, sandronii ăsta nu se satură dintr-o porție. Se îngrașă după aia. Da, mi-ați spus să pun o de-aia. Hopa. Mare Sandroni. Ah, cred că era stricat tortul. Și l-am mâncat stricat. Aolea. Nașpa. Bun. Hai să-i dăm clean, da? Hai să vedem când are ăsta. Deci la 9 AM. Până la 9 AM trebuie să facă ceva Mario Sandronie. Ăsta și-a terminat el fanul. Ah, hai să lăsăm până face level up. Ok, hai mă, fă level up. Bravo, boss! Ți ajunge, culcă-te. Acum. Trebuie să fie amândoi la lucru ca să modific chestia asta aici. Deci jur că e ceva pe mousepad-ul ăsta. Când țin mâna pe mouse, se simte ciudat, nu știu. Bun, fii atenți. Hai să uităm puțin pe perete. Wall pattern. Băi, ne... cum arată asta, așa? Să fie piatră pe perete. Nu mai știu eu ce wall pattern voiam să folosesc. Na. Na. Wallpaper. Show all. Ce mă asta mâncați așa? Da, nu mai știu eu ce wall pattern voiam să folosesc. Nu mai știu. Băi, nu cum arată asta. Voiam să pun așa frumos prin toată casa. Era tot ca ăsta, așa, stai așa să mă uit eu. Stai așa. Da, n-arată foarte ingenios. Bun, hai să lăsăm asta pentru altă dată. Mario Sandroni, fii atent. Create painting. Large painting. Hai să fac asta niște level, că oricum o să-i trebuiască. Ia. Ce-i trebuie pentru level up? Reach level 2 painting skill. Bun. View or admire three different works of art. Deci a făcut asta. Și hai să termine asta lui și apoi să o admire așa frumos. Ia admiră, mă. Ia. Poate să o admire? Stai, mă, ho. Ho! Nu shower, mă. Put in view. Frame can view. Bun. Sell. Facem 3 de-astea. 111. Deci ieșim cu 11 pe bonus. Că 100 plătim când o facem. Da? Ok, ăsta încă doarme. Hai să vedem. Chiar sunt curios ce o să iasă cu slujba asta, pentru că e destul de jmecheră și o să face mulți bani și femei. Am uitat să-mi adaug. Hai că adăugăm după ce pleacă ăștia la serviciu. Bă, tu nu te joci, mă, pe calvator nebune. Uite ce desenează el, Marius, bă. Sel. Uite, bă, au scos mai mulți bani pe asta mai mică. Mică de tot. Level 3. O, dar îi place lui Mario Sandroni ăsta să deseneze. Când e inspired, vedeți că apare cu albastru asta, că e crește mai repede. O, asta era tot deja. View. 3 din 3. Bravo. Complete. Pauză, nu. Bun, acum dai sell. Și fă și tu ceva pe calculator dacă tot vrei.
Write jokes. Marius, scrie glume pe calculator, da? Bun. Tu du-te la baie. Trebuie să mănânci ceva. Bă, da. E chiar utilă chestia asta să o bagi în frigider mâncarea. Chiar rezistă mult. Ok. Bun. Bun, bun, bun. O să ne ocupăm în episodul viitor de cum o să arate casa mai mult. Dacă mai apucăm în episodul ăsta să și mutăm camera asta aici, cred că ar fi perfect. Ok. Bă, social. Asta se duce la muncă. A, da, așa e. Marius Andronie, băga-mi aici piciorul! Du-te la muncă, bă! A întârziat la prima lui! Am uitat că se duce la 9, credeam că se duce la 10. Bun. Toată lumea e la muncă. Acum, vreau să pun pauză puțin. Deci. Stop. Open the gallery. Community. Ah, acum pot să dau place, mă. Acum pot da place. Deci, ne uităm doar la household, da? Favorites 7 day. Hai să vedem. Ceva caractere pe aici. Beyoncé, ia uite pe ăștia. Saint and Evil. Ninja, clown. Bun. Hai să băgăm niște caractere. Pregnant ghosts. What the fuck? Ia uite pe asta. Cică, what? True that. Doamne, ce nebun. Ia uite pe ăștia. Wow, ăsta trebuie adăugat. Justin Bieber, ia uitați-l. This is hot. Oh my god, it looks just like him, lol. Vreau să bag și eu o gagic, așa. Să o băgăm pe asta? Arată cam ciudat. Ia uite-le, mă. Trebuie să băgăm ce... Iau, bola asta, ce mai e, oare? Ce mai e, oare, boss? Hai să băgăm și noi o gagică în joc. Mâncaia și... Dar nu găsesc niciuna. Ai de capul meu. Aoleu. Ce troli sunt deja. Hai să ne uităm la niște care... Dark Vader. What the fuck? Bă, nu știu ce să aleg. Încerc să fiu grey. Wow. Wow. O să-l bag pe Obama. Deci putem să ne alegem caractere, case. Ia uite-mă pe ăsta ce frezare. Nu găsesc nicio gagică de asta așa mai tare. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite-l pe boss. Pe bossulică. Bă, ești nebun. What the fuck? Mă sperie, sincer. Ia, download 7 days. Pa, stau, băgăm, hai direct, că nu stau. Bă, nu! Ups. Nu vreau să bag aici. The 7 manage world. Nu voiam să bag acelea. N-a beleaua ce am făcut, acum trebuie să stau să o scot din casă. Vreau să bag într-o anumită casă. Build more. Move out household, exit household. Manage household. Transfer scenes between household. Dă-o pe asta afară din casă. Unde mai dau pe ăștia afară? Unplayed. Trebuie să-i... Da, trebuie să jucăm și să-i dăm move from household. Ce cheală! Oh my fucking god, dați-mi o secundă. Ok, ne-am reîntors. Am băgat o fată, am ales un caracter de ăsta și l-am băgat în casă cu ăla de l-am bătut eu acum câteva episoade. Adică nu puteam să pun aici, n-avea bani să intre în casa asta. Oricum, o să vedem pe parcurs ce ar trebui să facem. Dacă aveți sugestii, puteți să lăsați în comentarii ce naiba asta, o să o las așa. Oricum o să o schimbăm în episoadele viitoare.
Marius brought home, așa, he did some great work too. Wow, Marius, cât ai muncit tu! Bun, hai să te culci repede. Până când vine ăsta, dar n-are el unde să doarmă. Sună telefonul lui Marius, dar Marius doarme. Promotion! Yeah, he will now make a sharp power for a grand, ok. So this is the computer hard drive. What the fuck? Am primit un computer hard drive. Bun. Take shower și prostiile astea, o să mergem să o vizităm pe noua vecină și să-l batem pe... Uuuu, ce scârbos. Muște. Curăță, boss. Open. Ultima asta. Bă, a curățat WC-ul și nu s-a spălat pe mâini nesimțitul. E scârbos și acum pune mâna pe mâncare. Ia la ce să vă uită la știri. La fotbal. Hai, boss. Mănâncă și tu ceva acolo. Că mergem în vizită. Bun. Social. Hai să ne facem socialul la vecini. Uite pe aia. Noaptea, stau pe stradă. Aș putea să-l bag pe Barack Obama, era Naruto. Mamă, erau toți aia acolo, ești nebun. Toți boierii. Desigur, loading screen de 500 de minute, cu care ne-am obișnuit. Computer whiz. Hai să mergem la vecinul să vedem ce face. Bate-vă la ușă, e... A, nu e seara, mă, e... Adică nu e chiar așa târziu. E 10. Uite pe asta. Unde e vecinul? Maxi... Bă, asta să... Vreau și... Hai să ne culcăm împreună. Bă, de ce... De ce te dai jos din pat? A, bun, acum am ridicat-o. Fii atent. Hai acolo, friendly introduction. S-a pus direct... Bă, stai bă, așa, bă. Cum o impresionezi tu pe fata, așa în pijamale, stai așa, gata. Gata, say goodbye. Tu te bă de aici. Bă, tu ce faci, mă, bă? Ia mă, încoace, bă, mă, ești piciorul. Dar când stai, mă, tu lângă viitoarea mea gagica? Nu mai vorbi cu ei, gata, ho. Vecine, vine, mă, încoace. Doi. A, l-a rezolvat, bă, vecinul, fraiere. Ți-ai luat-o, hai. Dă-i drumul de aici. Eu, bă, nu-mi cer. Bă, nu vorbim cu el. Bă, mă culc și eu, stai așa. Îmi place că se ridică când au să mă culc. Ah, ești perfect. Ulala. Vino încoace. Ce face, mă, ăsta? Ah, te dai... Ah, sper să nu s audă că bate vecinul cu ciocanul. Ia uite pe asta. Bă, poți să stai așa îmbrăcat, că mie îmi convine. Nu mă deranjează. Sexy pose, mă. Uite asta, n-are stres, ofer roz. Stă în chiloți așa lângă mine. Păi, ești nebun, nu mai plecăm de aici. Am adăugat-o din meniul ăla. Mă enervează vecinul. S-a găsit el să bat acum cu ciocanul în casă. Ask if single. Ia uite, mă, ce face el. Hei, i-a dat un pupic. Mă vrea, e clar. Avem mai mult flirt decât prieteni, știi? Ask about love life. Love life. Păi, ești nebun. Give relationship advice. Bă, asta nu mai vrea să se schimbe, îi place așa. Ce-o freacă la pe spate. Ce-o tași mai freca puțin așa. N-a vrut, era ask a risk question. Iartă-mă, îmi pare rău. Complimentă pierzi. Bă, da, complimentă pierzi, da, îmi place să știi ceea ce văd. Tell dirty joke. Ce asta? Rachel is embarrassed. Da, să mai băgăm așa câteva. First kiss, păzea. Wow! S-au pupat în aer, dar nu contează.
Show of muscle. Acum repede. Cât timp doare vecinul? Ți-ai arătat, mămușii? Gata, gata, am terminat aici, nu știu acasă. Gata, fă, mersi. Hai, ați văzut cum se rezolvă. Acum nu știu acasă. Îmi place cum îmi bagă aer loading screen, dar nu contează. Mă duc să-i povestez un Marius ce am făcut. O să vin data viitoare cu Marius, să-l batem pe vecinul iar. Să-i dăm pervers, acum spunea cineva în comentarii. Bun, dar dacă mai băgăm și pe aia în casa la noi, n-avem loc, 3 persoane. Aoleu, ce troli sunt. Ce troli? Uite, bă, Marius, stă în chiloți în casă, seamănă cu aia. Bossule, culcă de că e târziu. Bă, dar i-am mutat pe ăștia în casă, dar n-au vorbit niciodată între ei, așa. Ia uite, bă, la Marius ce se joacă el. Se joacă survival games. A, nu, troll. Face troll pe forumuri. Fii atent. Bă, Marius, du-te și fă ceva aici. Pictează câte ceva ca să facem bănuții. Și trebuie să mutăm aia, dar o să mutăm în episodul viitor. Sell. Nabela. Admire new possession. Pop art. Ia uite-l pe Marisandru și desenează el. Asta e altceva, pop art. Ia, uneori face și capodopere care se vând foarte bine. Asta numai capodoperă nu e. 78. Ah, am făcut câțiva bănuți, ești nebun. Hai mă, încă una și am terminat aici. In about one hour. Băi, ești nebun. Bă, tu te duci la muncă. Sell. Asta, da mă. Bun, eu zic să închem aici episodul. Acum o să duc la muncă și eu o să continui și trebuie să mutăm dormitorul. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.